Din ce în ce mai multe cupluri au probleme de infertilitate. Sunt mai multe cauze care duc la această problemă. Alcoolul și fumatul, viciile cele mai regăsite în rândul populației, fac parte din motivele pentru care un cuplu nu poate da naștere unui copil. Fertilitatea cuplului este o problemă foarte serioasă. Aș putea spune că cea mai comună cauză sunt reprezentate de tulburările menstruale. Tulburările menstruale care pot să apară indiferent de vârstă, dar ne referim la perioada genitală maximă, tumorile uterine, un fibrom uterin, care în patologia noastră și legată de infertilitate ocupă cam 23-25%. Sunt o serie de boli autoimune care duc la apariția anticorpilor care vor acționa pe foliculi germinativi, nepermițând o ovulație normală. Medicii spun că alcoolul, fumatul sau stresul este unul din factorii principali care împiedică conceperea unui copil. Stresul și condițiile de viață. Dacă tu ai o viață mai dezordonată, mă rog, pierzi timpul pe diferite locuri, fumezi, consumi alcool în cantitate mai mare, neglijezi în perioada în care ești genital activă, nu? Spunem noi, 30-35 de ani, apare ceea ce se cheamă o îmbătrânire, în ghilimele, a spermatozoizilor, care nu mai sunt eficienți și care nu reușesc să ducă la apariția stării de gestație. Vedeți? Factorii de medii și viața pe care o duci, o viață dezordonată, o viață în care ai diferite relații, în care pierzi timpul pe diferite locuri, vedeți, altă cauză este un stres fiziologic, chimic, datorită secreției hormonale anormale care nu permite. Mădelina este una dintre femeile care se confruntă cu o problemă a infertilității de 8 ani și care încearcă din răsputeri să găsească soluții pentru a putea da naștere unui copil. De 8 ani eu și soțul meu tot încercăm să avem un copil, însă după mai multe investigații făcute în Bacău, doctorii ne-au sugerat să mergem în mai multe vacanțe. Am încercat să aplicăm și această posibilitate, însă fără niciun rezultat. Abia acum, după 8 ani de încercări pe cale naturală, ne-am dus, eu și soțul meu ne-am dus la Iași și am făcut investigații mult mai amănunțite. Se pare că și el și eu avem mici probleme care pot fi, nu neapărat pot fi rezolvate, însă doctorul ne-a dat două posibilități. Fie facem o fertilizare in vitro, fie mai așteptăm. Potrivit statisticilor, aproximativ unul din 6 cupluri se confruntă cu probleme în conceperea unui copil. Însă, față de acum 10-20 de ani, astăzi, cuplurile din țara noastră sunt mult mai informate asupra procedurilor pe care le au la dispoziție pentru a reuși să aibă un copil. Tehnologia accesibilă astăzi le oferă mult mai multe șanse de a deveni părinți decât în trecut, iar numărul de medici specializați în medicină reproductivă este mai mare.